conformitate cu dispozițiile articolului 39 alineatul 1 din legea numărul 215/2001 a fost convocat pentru astăzi 28 februarie 2017 în ședința ordinară a Consiliului Local. Comunal convocat cu dispoziția numărul 40 din 22/2017 a primarului Comunei Aveanu. Cei 11 consilieri care compun Consiliul Local sunt prezenți 9. Deci s-au manifestat prezența, inclusiv cei doi care nu sunt prezenți, domnul Popa și domnul Lăcătușă. Acum? Asta domnul Ghineț, da. Nu, Lăcătușă vince. Da, domnul Ghineț, da. Fiind prezent majoritatea consilierilor, ședința este legată Constituției și își poate începe lucrările. Având în vedere prevederile articolului 42 alineatul 5 din legea numărul 215/2001, supus spre aprobare procesul verbal încheiat la ședința anterioară. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Deci procesul verbal a fost adoptat cu majoritate de voturi. La ședință participă ca invitați domnul de la Exclusiv TV, doamna Rusu Laura, doamna Fodor Marina, doamna Gherasimescu Luminița și doamna Macadar Cristina. Toți cei din aparatul tot al domnului primar au material pe care trebuie să le prezinte. Rog pe domnul președinte Macadar să preia lucrările ședinței. Mulțumesc pentru încrederea acordată și promit că voi conduce lucrările ședinței conform normelor legale și democratice. Se dă citire ordinii de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Bacău, ADIP 2017, inițiator Victor Teacon, primarul comunei. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 2 la documentul de poziție, privind modul de implementare a proiectului sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău, ADIS, inițiator Victor Teacon, primarul comunei. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de acțiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă în cazul persoanelor care prestează acțiuni de lucrări de interes local pentru anul 2017. Inițiator Victor Deaconu, primarul comunei. 4. Proiect de hotărâre privind modificarea și complementarea aliniei numărul 1 la HL numărul 4 din 0901-2017 privind taxele și impozitele locale pentru anul 2017. Inițiator Victor Deaconu, primarul comunei. 5. Proiect de hotărâre privind modificarea statutului de funcții, organigramei și numărului de personal pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Aveanu pentru anul 2017. Inițiator Victor Deaconu, primarul comunei. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea HL numărul 4 din 24 ianuarie 2008 referitoare la serviciul de pază pe raza comunei Aveanu. Inițiator Victor Deaconu, primarul comunei. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind lucrările rămase de executat de la data de 01.01.2017, necesare obiectivului de investiții, reconstruire pod beton armat peste râul Tazdău, Sărat, DC178, Comuna Ardeoan, județul Bacău. Inițiator Victor Deaconu, primarul comunei. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, modernizarea drumurilor locale, localitatea Ardeoan, Comuna Ardeoan, județul Bacău. Inițiator Victor Deaconu, primarul comunei. Supunem în discuție și analizăm Consiliul Local raportul de follow-up înregistrat sub numărul 2010 din 20-12-2016 al Camerei de Conturi Bacău, referat numărul 1278/20-02-2017 și referat numărul 1323/21-02-2017. Dacă mai sunt și alte proiecte de hotărâre de introdus pe ordinea de zi. Încă unul. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectului de investiții reconstruire pod beton armat peste râul Tazdău, Sărat, pe 10178, Tatăl Ordinești, Comun Ardeon, județul Bacău. Inițiator Victor Deaconu, primarul comunei. Și 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiții modernizare drumuri locale Comun Ardeon, județul Bacău. Inițiator Victor Deaconu, primarul comunei. Supun la vot proiectul de hotărâre în formă de prezentată de executiv. Cine este pentru? Dacă se abține cineva, cine este potrivit? Întreb în ordinea de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Bacău, ADIP 2017. Aviz Comisiei Reunite, doamna Anica Gabriela, președintele Comisiei de Specialitate, prezintă
Avizul comisiei. Proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul social și de dezvoltare intercomunitară Bacău, adică 2017. Este constată că proiectul de hotărâre este realizat în legalitate de secretarul comunei. Mulțumim. Dau cuvântul domnului viceprimar pentru a prezenta raportul de specialitate. Prin adresa numărul 103 din 08-02-2017, înregistrată la primăria Ardeoan sub numărul 1038 din 09-02-2017, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIF, a solicitat aprobarea cotizației anuale la patrimoniul asociației, motivat de prevederile ordonanței de guvern numărul 26 din 2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare. Necesitățile financiare pentru implementarea în bune condiții a proiectului, extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Bacău. Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIF, a propus în ședința din 02-02-2015 cotizația la patrimoniul asociației după cum urmează. Pentru localitățile de rangul 3, cuprinse în proiectul extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Bacău, 20.000 lei. Slădin Moldova, 3.000 lei. Comunele cuprinse în lista de investiții prioritare 2014-2020, 1.000 lei. Comunele fără investiții în infrastructură de apă și canalizare, 100 lei. În aceste condiții, vă rugăm să inițiați un proiect de hotărâre a Consiliului Local al Comunei Ardeoan pentru aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIF. Dacă dorește cineva să ia cuvântul, vizați de cele prezentate. Da, eu. Referitor la primul punct, sunt de acord cu cele prezentate de către domnul viceprimar, domnul Diacon, n-am nimic în vorbim. Cum te merg? Dacă dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, supunem proiectul în ordine. În forma prezentată. Cine este pentru? Este împotrivă cineva, dacă se abține. Mulțumesc. Trecem la proiectul 2. Și anume, proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 2 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău, ADIS. ADIS Comisiilor Reunite. Domnul Macadam, avem aviz favorabil din partea Comisiilor Reunite. Dau cuvântul domnului viceprimar pentru a prezenta raportul. Da. Raport la proiectul de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 2 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău. Județul Bacău implementează la această dată din fonduri post-mediu proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău în baza contractului de finanțare numărul 131.926 din 11.04.2011 semnat de Ministerul Mediului și Pădurilor. Conform prevederilor ghidului solicitatului, axa proprietară 2 post-mediu, domeniul major de investiție 1, dezvoltarea sistemelor integrate de management al deșeurilor și extinderea infrastructurii de management al deșeurilor, unul din documentele de suport atașate la cererea de finanțare pentru accesarea fondurilor post-mediu, a fost documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău, aprobat prin hotărâre ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, membre ADIS, inclusiv prin hotărârea numărul 212 din 22.12.2010 a Consiliului Județean Bacău. Prin documentul de poziție s-a convenit asupra unor elemente tehnice, economice și organizatorice, fiind abordată problematica gestionării deșeurilor atât pentru mediul urban, cât și pentru zonele rurale. Soluția recomandată pentru implementarea unui management integrat al deșeurilor la nivelul județean constă în construcția celulei 2 a depozitului conform de deșeuri situat pe amplasamentul din municipiul Bacău, construcția unei stații de transfer, a unei stații de sortare și a unei stații de compostare pe amplasamentul din Onești,
Construcția unei stații de transfer pe amplasamentul din Berești-Tazdău. Construcția unei stații de transfer pe amplasamentul din Găiceana. Închiderea depozitelor neconforme din următoarele localități. Onești, Mâinești, Comănești, Dărmănești, Târgovna și Bucuș. Achiziționare de echipamente pentru colectarea deșeurilor reziduale, reciclabile și biodegradabile. Achiziționarea de unități de compostare individuală. Achiziționarea unui concasor pentru reciclarea deșeurilor din construcții și demolări. Integrarea proiectelor FARE și ISPA în proiectul Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Bacău. Echipament suplimentar pentru optimizarea instalațiilor de deșeuri existente. Pe parcursul implementării proiectului au apărut modificări în ceea ce privește cadrul instituțional, ceea ce a determinat necesitatea actualizării datelor prezentate în documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului. Având în vedere cele anterior precizate și adresa comună a Consiliului Județean Bacău, unitate de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău și a Asociației de Dezvoltare de Comunicare și Solubilizare pentru Stabilizare Bacău, registrată la Primăria Agrarului numărul 765 din 31.01.2017, considerăm oportună adaptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 2 la documentul de poziție prin modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău. Mulțumim domnului viceprimar. Dacă dorește cineva să ia cuvântul, să spun câteva vorbe. În urma celor prezentate de domnul viceprimar, cred că este oportună aprobarea actului adițional numărul 2, întrucât tot că se urmăresc eliminarea gropilor de gunoi care sunt neconforme și care dăunează mediul înconjurător. Văd că se urmărește deschiderea celulei numărul 2, care, din câte știm, va fi o groapă conformă și achiziționarea cuvelelor care vor fi conforme cu normele care sunt în vigoare. Nu cred că este nimic în eu de la București. Mulțumesc. Dacă mai dorește ce am să spun. Domnul Cer. Cred că ar fi cazul ca să stabilească o dată de câte ori intervenim la contractele. Mă scuzați, deci una, două, fac modificări, că interesul societății care face cum să autogospodăresc. Pe noi ne interesează, cum un argument cel puțin părerea mea personală, modul cum își face datoria față de cetățeni care își contribuie. Că își face celula 2, că își face celula 3, că își face ce își face ei, e treaba lor, este investiția lor. Eu sunt de acord, într-adevăr, dar parcă prea multe intervenții la fiecare localitate cu modificări. Dacă mai dorește cineva să iau bun. Supunea la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de acțiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă în cazul persoanelor care prestează acțiuni sau lucruri de interes local pentru anul 2017. Aviz Comisiei de Reunite. Domnul Rusu Alexandru, președinte al Comisiei. Da, Comisiile Reunite propune adoptarea în formă reprezentată de executiv. Apoi sunt favorabile. Mulțumim. Dau cuvântul doamnei Pudor pentru a prezenta raportul. Raport de specialitate privind aprobarea planului anual de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2017 pentru repartizarea orelor de muncă în cazul persoanelor care prestează acțiuni sau lucrări de interes local conform legii 416/2001 privind venitul minim garantat, modificările și completările ulterioare. Proiectul de hotărâre a fost elaborat avându-se în vedere actele normative care reglementează venitul minim garantat, legea 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare și hotărârea Guvernului numărul 50/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii 416/2001. Familiile și persoanele singure, cetățeni români, au dreptul la un venit minim garantat ca formă de asistență socială. Venitul minim garantat se asigură prin acordarea ajutorului social lunar în condițiile prevăzute de lege. Instituirea venitului minim garantat se întemeiază pe principiul solidarității sociale în cadrul unei politici naționale de asistență socială. Potrivit articolului 16 din legea 416, privind venitul minim garantat cu modificări și completări ulterioare,
Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor prezente legi, una din persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară are obligația de a presta lunar, la solicitarea primarului, acțiuni sau lucrări de interes local, fără a se putea depăși regimul normal de lucru și cu respectarea normelor de securitate și igienă a muncii. Primarii au obligația să întocmească un plan de acțiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă, să țină evidența efectuării acestor ore și să asigure instructajul privind normele de tehnică a securității muncii pentru toate persoanele care prestează acțiuni ori lucrări de interes local. Primarul are obligația să afișeze planul de acțiuni sau de lucrări de interes local, lista cuprinzând beneficiarii de ajutor social, precum și persoanele care urmează să efectueze acțiuni sau lucrări de interes local. La Primăria Comunei Ardeoane, în prezent, beneficiază de legea 416 un număr de 21 de familii sau persoane singure. Din cele 21 de familii beneficiare de ajutor social, în 12 familii există persoane apte de muncă care au obligația de a efectua lunar acțiuni și lucrări de interes local. O persoană singură și o familie compusă din mai mulți membri sunt exceptate de a presta lunar ore de muncă, întrucât au vârstă de pensionare, au prezentat acte medicale care fac dovada incapacității de muncă sau au întreținere copii sub 7 ani. În temeiul celor de mai sus s-a elaborat proiectul de hotărâre cu propunerea de a fi înaintat Consiliul Local spre aprobare conform competențelor stabilite de lege. Atât. Da. Mulțumim, doamne Codor. Dacă dorește cineva să ia cuvântul, domnul... Da, sunt total de acord cu ceea ce a prezentat doamna Codor. Este normal că primind un ajutor din partea primăriei, cei care pot și au posibilitatea și sunt tați de muncă, să vină să ne ajute și pe noi când mai e nevoie. A venit primăvara, eu știu, mai spun de curățat șanțuri, este treabă de făcut. Este normal ca cei care sunt singuri într-o familie, e de înțeles, nu au cum să vină la muncă, plus bătrâni, bolnavi, care au copii în creștere, e de înțeles, nu pot lăsa copilul singur, dar care sunt alte muncă, un ajutor e binevenit. Atâta timp cât ei primesc un ajutor, să-și facă și oamenii de dimineață. E ok. Da. Sunt de acord cu cele prezentate din urmă acolo. Deci, cei care sunt valizi din familia respectivă, șapți de muncă, să participe și să-și facă orele de muncă pentru luna respectivă. Și unde este nevoie. Da? Am înțeles. Da. Atât. Am înțeles. Mai dorește ceva să spun? Aș întreba câte ori trebuie să facă cetățean pentru... Există o formulă care rezultă numărul de ore și numărul de zile. Coeficientul e 169,33 înmulțit cu amplul ajutorul social care este stabilit de lege, împărțit la salariul minim pe economie, îi dă numărul de ore. Numărul de ore împărțit la numărul de... Deci numărul de ore împărțit la numărul de zile și îi dă numărul de zile care... Efectivul plătit. Da, da. O persoană singură, cam 3 zile și ceva, 4. Am înțeles. În funcție de câți bani primesc de la stat. Mulțumesc. Mai vreau și cineva? Dacă nu, supunem la vot proiectul de hotărâre în forma prezentă. Cine este pentru? Dacă se obține, dacă se obține. Trecem la proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei numărul 1 la HL numărul 4 din 09.01.2017 privind taxele și impozitele locale pentru 2017. Aviz Comisiile Reunite, doamna Anica Gabriela, președintele Comisiei de Specialitate, prezintă avizul. Comisiile atingează favorabil proiectul în forma prezentată. Mulțumim. Dau cuvântul doamnei Macaran Cristina, consilier asistent, pentru a prezenta raportul de specialitate. Raport de specialitate privind modificarea și completarea anexei numărul 1 la HL numărul 4 din 9 ianuarie 2017, taxe și impozite locale pentru 2017. În conformitate cu legea numărul 1 din 2017 privind eliminarea unor taxe și tarife începând cu data de 1 februarie 2017, se aprobă următoarele taxe. Taxă de matriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor sau remorcilor cu masă totală maximă autorizată de până la 3.500 kg inclusiv, în valoare de 60 de lei. Taxe de matriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor sau remorcilor cu masă totală maximă autorizată,
mai mare de 3500 kg, în valoare de 145 de lei. Taxa autorizare a circulației pentru coruri autovehiculelor și remorcilor în valoare de 414 lei, taxa pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza legii fondului funciar, numărul 18 din 1991, republicată cu modificările și completările ulterioare, cu excepția celor pentru terenurile agricole și forestiere, în valoare de 15 lei. Înregistrarea la cerere în actele de stare civilă a schimbării numelui și a sexului, în valoare de 15 lei. Deci sunt taxe care au fost cumplise în anexa numărul 1, din HLE numărul 4 din 9 ianuarie, pe care prin legea numărul 1 din 2017 se abrogă. Se scot de pe anexă. Hai bani. Mulțumim, doamne Matana Cristina. Dacă dorește cineva să ia cuvântul, domnul Cervo. Da, sunt de acord cu aceste taxe. Unele dintre ele au fost binevenite. Dacă ne referim la taxele auto, cel puțin pentru 9 lei veni de la Bacău, dacă nu ți-ai chitai la primărea 9 lei, pentru 9 lei veni de la Bacău până la primărea Ardioare, Târgu Ocna, mă rog, din centrul la Bacău. Și nu-ți dădea nici posibilitatea să o plătești la un cec, la o bancă, la orice chestie. Deci, cred că asta e cea mai mare problemă, felul de a fi făcută plata, nu că trebuia să vii până la Ardioare. Nu, păi, dar puteți să o plătești la orice cec. Deci o chestie de așa, nu s-o iei la anumite taxe și îți vine venit. Cheltuiau mai mult decât era taxa în sine care puteai să o plătești. Deci, sunt de acord, într-adevăr, erau necesare. Da, acum spun și ori de la cuvinte, nu știu cât ne ajută până ca și absorție de bani din către bugetul local, dar dacă astea au fost impuse de guvern, nu avem ce face. Asta este, sunt de acord. Dacă mai dorești și să cuvântul? Nu știu. Cine este pentru, cine este împotrivă, dacă se abține și nu. Trecem la numărul 5. Proiect de hotărâre privind modificarea statutului de funcții, organigrame și numărului de personal pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Arpioani pentru anul 2017. Aviz Comisiile Reunite, Macadam, Arian Președinte. Comisiile Reunite avizează favorabil raportul. Și îmi dau cuvântul domnului secretar pentru a prezenta raportul de specialitate. După cum este spus, de fiecare dată când sunt modificări sau completări la organigrama statutului de funcții, deci primarul emite o notă de fundamentare prin care se pune Consiliul Local modificările care sorbesc. Deci, începând cu data de 1.02.2017, s-a vacantat un post de muncitor necalificat. Deci este vorba de demisia pe care și-a dat-o domnul Prăjescu Corea. Deoarece noi am transformat funcția din de pasnic în muncitor necalificat, deoarece nu sunt mai justificat datorită faptului că noi avem cu ordine de zi la punctul următor și abrogarea unor hotărâri din Consiliul Local privind încasarea taxei pentru pază. Așa că postul s-a vacantat, neavând nevoie de un post de muncitor necalificat, am considerat că domnul primar, având nevoie de un post, legea ne permite, domnul primar a spus să înființăm un post de șofer în locul celui de muncitor necalificat. Este un post contractual, deci după ce supunem adoptării Consiliului Local acest post, postul se poate, fiind vacant pe postul de șofer, se poate, poate la concurs. Da. Noi avem nevoie de un post de șofer. Dar domnul primar poate o să vă spună necesitatea acestui post, așa că modificări și intervenite se fac respectarea prevederilor legale, așa că vă rog să dispuneți dumneavoastră. Mulțumesc, dacă dorește cineva să ia postul. Da, sunt de acord cu cele prezentate de domnul secretar. S-a dus discuția mai înainte cu eliberarea, înțeles, din posta bazicului, nu? Da, primul secretar. Și asta spune completarea organigramei, nu? Primăriei cu un șofer. Sunt de acord cu n-am nimic împotrivă. Am terminat. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Domnul secretar. Atâta timp cât este demisia lui, n-avem nici noi suntem de acord pentru că trebuie să-i facem da. Un prim plan. El s-a luat demisie, deci n-avem nimic comentat. Nu sunt probleme.
Mai dorește. Sunt de acord. Deci ce zic, mai dorește cu florărimite? Deci în condițiile în care să aprobă bugetul 2017 și primim sumele de la Consiliul Județean și de la Ministerul Finanțelor, pot să modificăm și lista de investiții, ceea ce spunea și un altul de decembrie. Poate să achiziționăm o votă. Și atunci, muntea ăsta, Matei, mai are cât mai are, un an, doi, până la pensii, și trebuie să ne pregătim. Să avem, și dacă să evit posibilitatea asta, n-ar vrea să ținem postul muncitor necalificat. Și să angajăm un șofer. Și el o să ținem mai pregătim. Mulțumim, domnule. Mai greșește ceva? Dacă nu supunem proiectul de hotărâre în forma prezentată, cine este pentru? Cine este împotrivă, dacă se abține? Mulțumim. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea HCL numărul 4 din 24 ianuarie 2008 referitoare la serviciul de fază pe raza comunei Ardeon. Aviz Comisiei Reunite. Domnul Rus Alexandru, președinte al Comisiei de Specialitate, prezintă avizul Comisiilor Reunite. Comisiile Reunite propune adoptarea în forma prezentată de instrucție, aviz în favorabil. Dau cuvântul domnului viceprimar pentru a prezenta raportul. Consiliul Local Ardeoan, abrogarea hotărârii numărul 4 din data de 24.01.2008 referitor la serviciu de pază pe raza comunei Ardeoan, întrucât în urma discuțiilor purtate în ședința de Consiliu din data de 09.01.2017 s-a hotărât să nu se mai asigure paza pe timpul nopții. Menționez că cei doi angajați au primit alte sarcini de serviciu. Mulțumim, domnul primar. Dacă dorește cineva să facă cuvântul. Da. Domnul, sunt de acord cu cele prezentate de domnul viceprimar. Nu am nimic împotrivă. Mai spun și eu câteva vorbim, având în vedere că cele două posturi s-au transformat în alte posturi, chiar nu are cine să facă pază, în drept urmare, această taxă trebuie și eliminată. Mulțumim. Mai dorește cineva să facă cuvântul? Dacă nu, supunem la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține și mulțumim. Trecem la următorul proiect. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițiatorilor tehnico-economici privind lucrările rămase de executate la data 01.01.2017, necesare obiectivului de investiții, reconstruire pod beton armat pe serul Tardosă pe DC178, Comuna Ardeoan, județul 4, aviz Comisiei Reunite, doamna Anita Igreș-Gabriela, președintea Comisiei de Specialitate, prezintă avizul Comisiilor Reunite. Comisiile avizează favorabil raportul în forma prezentată. Mulțumim. Dau cuvântul doamnei Gherasimescu, Lumința, consilier principal, pentru a prezenta raportul de specialitate. Referat de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind lucrările rămase de executat, la data de 1 ianuarie 2017, necesar obiectivului de investiții, reconstruire cod beton armat pe serul Tazărul Sărat, pe DC178, Comuna Ardeoan, județul Bacău. Legea Administrației Publice Locale, numărul 215/2001, republicată, stabilește în sarcina autorităților administrației publice locale competențele privind dezvoltarea economică, socială și de mediu a localităților, realizarea lucrărilor și luarea măsurilor necesare confirmării prevederilor angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecției mediului, a păstrării apelor, a serviciilor furnizate cetățenilor acelui act normativ. La articolul 36 alineat 4 din litera D se prevede că în exercitarea atribuțiilor sale Consiliul Local aprobă la propunerea primarului documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local în condițiile legii. Față de cele arătate, propun spre aprobarea Consiliului Local principalii indicatori tehnico-economici privind lucrările rămase de executat la date de 1 ianuarie 2017, aferent obiectivului de investiții, reconstruire pod beton armat peste râul Tazău Sărat, pe DC 178, Comuna Ardeoan, județul Bacău, în sumă de
3.599,045 lei, inclusiv TVA, din care construcții și montaj 3.167,828 lei, inclusiv TVA. Mulțumim, doamne, Cernat Narcinta. Gerasimesc, Lovinița, pentru prezentare. Dacă dorește cineva să ia cuvântul. Domnul Sandu. Da, sunt de acord cu cele prezentate, doamna Lovinița. Am văzut că ați prezentat și sumele averente pentru reparații. Și aveți acolo de faptul. E modificat, da, din anul ăsta. Sunt de acord, doamna Lovinița. Am înțeles că podul are alea, nu? Da, da, da. Da? Păi nu, da, am înțeles că și ăsta la alea avea ceva de reparat la ea. Da. Deci e altceva. Dacă mai greșești cineva să ia cuvântul, domnul Șerbu? Da, sunt de acord, într-adevăr. Deci este necesar, dacă obține și fondurile care ți le avem plătești, felicitări. Spor la treabă. Doamne. Mai greșești cineva să ia cuvântul? Supunem atunci la vot proiectul de hotărâre conform prezentat de executiv. Cine este pentru, cine este împotrivă, dacă se abține cineva. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție și organizare drumuri locale, localitatea Arnau, comunitatea Arnau, județul Bacău, aviz Consiliului Reunite, domnul Matata Bogdan, aviz favorabil Comisiei Reunite. Și dau cuvântul doamnei Gerasimescu Lăminița, consilier principal, pentru a prezenta raportul de specialitate. Referat de specialitate pentru aprobarea principalului indicator tehnico-economic, pentru obiectivul de investiție, modernizare drumuri locale, localitatea Ardeoan, comuna Ardeoan, județul Bacău. Vă informăm că pentru asigurarea unei circulații rutiere civilizate în satul Ardeoan, aici, instituția noastră și-a propus realizarea lucrărilor de modernizare necesare amenajării de facerii carosabilor din satul Ardeoan cu respectarea reglementărilor urbanistice și normelor tehnice pentru aceste categorii de lucrări. Această zonă pentru care s-au achiziționat studiu geotehnic, studiu topografic, expertiză tehnică, documentație de avizare a lucrărilor de investiții, întocmit de SECEA APIA Proiect SRL, în conformitate cu prevederile hotărârii de guvern numărul 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investiției publice, precum și a structurii de metodologie și elaborarea a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenție, modificări și completări neutiloare, se prezintă ca un drum care nu a mai beneficiat de lucrări de modernizare recentă. Petronsonul, deci drum DN2G, pot peste râul Tazlău până la Pascal, Nelu Pascal. Așa. Pe urmă, Simeon Nicolae până la Pascal Sorin, Sorin Pascal. De la Biserică Popa Ion la Pleșcău Constantin. Deci, și mai important, și care au intrat ca să intre în o anumită dimensiune cum putem mai mult. Și de la primărie la Popa Gheorghe. Are traseul cu un strat superficial de material granulat amestecat cu pământ. Acest fapt face ca urma căderii precipitatelor traseul acesta să devină impracticabil atât pentru circulația rutieră cât și pentru cea pietonală. Indicatorii tehnici, lungimea traseului sunt menționați sunt de 4.326,86 metri liniar, deci toate iar lățimea carosabilor este de între 4 și 5,5 metri. Amenajarea carosabilor se va face cu acostamente consolidate pe toată lungimea drumului, șanțuri periate și neperiate, rigole carosabile, podețe tubulare în corpul drumului și al drumului lateral, sistem rutier suplu, accese la proprietăți nu fac obiectul acestui obiectiv de investiții. Deci, intrările la terenul și locuințele nu foarte bine. Indicatorii economici. Valoarea totală a investiției este 3.845,901 lei cu TVA, din care construcții și montaj 3.466,817 lei plus TVA.
Ca urmare a acestor amenajări, se poate aprecia că eficiența lor economică va fi materializată prin asigurarea unei circulații a autovehiculor în deplină siguranță și confort. Accesul autovehiculor pe traseul carosabil va poate fi realizat permanent, indiferent de anotimp și condițiile atmosferice. Reglementarea dirijării și evacuării apelor pluviale de pe partea carosabilă a străzii, asigurarea ridicării gradului de civilizație și confort pentru locuitori. Propun spre aprobarea Consiliului Local principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție, modernizare drumurilor locale, localitatea Ardeoan, Comuna de la Județul Bacău. Mulțumim, doamnei Gherasimă, prezidenta. Dacă dorește cineva să ia cuvântul. Domnul Bărat. M-am înțeles și am ascultat cu tot interesul de prezentat probleme prezentate de doamna la Ardeoan. N-ați menționat acolo de la Leontinești, dar la Leontinești vreau să aduc la cunoștință Consiliului și conducerii primăriei, la Gheorghe Balău acolo, ori să-l s-o suspendă, dar nu vrea lumea, că zice, domnule, dar ce ai făcut tu ciușmeau, s-o suspendăm de tot, că e pericol, domnule, s-o rup mașini, așa, pentru nimic, pentru cât are acolo, 2, să zic așa, 3-4 metri de tubic. Sau închise ciușmeau de acolo, din jos, când se mai lasă, lasă cantitatea de apă, s-o închidem din tăi, dar nu vrea lumea, cei care se mai aprovizionează cu asta. Iar cu rugămintea, iar să le trimiteți notificări, domnule, la ăștia care nu știu, grijă șanțurile. Am înțeles de la doamna Acuador, bineînțeles, o femeie înăcăcită, amărâtă, bolnavă, bătrână, dar ăștia care stau și fumează toată ziua la crâșmă, mă duc, domnule, și stă șanțul. Degeaba o fac eu dacă ceilalți trei din fața mea nu fac. Păi e culme cel puțin toate deșeurile date prin șanțuri. Dar nu se poate așa ceva. Sau mai vine cu altă problemă. Ori o disfaci și o dăm în stradă, în drum. Da, mulțumim, domnul Plana, și trebuie să vă mulțumesc. Și vă mulțumesc. Și vă găsite soluții și pentru aceste lucruri. Domnul Cerbo? Da, sunt de acord cu cele prezentate doamna Gherasimescu. Într-adevăr, drumurile care au fost menționate trebuie reparate și, deci, consolidate unde trebuie. Aș vrea să profit de această ocazie, doamna Luminița, și aș veni cu o propunere, chiar discutam un pic cu colegii mei. Aș vrea să avem posibilitate trecere de pieton în comuna Ardeoan, în afară cea de la școală, pe raza comunii. Avem stații de autobuz aici și mulți au luat amezi acum, sunt credeți, am profitat de chestia asta, zic, poate aveți în vedere. Deci aș propune să facă trecere de pieton la, în centrul Ardeoan, primării, poliției sau un parc ceantul la așa, la drumul nou iarăși ar trebui o trecere pieton semnalizată, o dat amendă, o traversat și să vine cine, parcă îți da amendă. Foarte lumea, deci eu văd, băi, iar mi-a dat amendă, așa că, deci dacă cumva se poate discuta cu cei la drumul județeni, că ăștia la drumul județeni e o problemă, vine foarte repede și ne zgârțiți și noi. Drumul național, mă scuzați. Deci, ar trebui totuși să avem în vedere. Deci, bă, că traversează, deci, linii continuu, toată șoseaua asta, deci, până la drumul nou. Mulțumim. Mulțumesc mult. Mulțumim. Sunt de acord, într-adevăr, cu... Indicatorii tehnico-economici, cei care sunteți vechi, știți că i-am aprobat în 2015, în ianuarie, când am depus pe PNDL, atât pentru portul de Leontinești, cât și pentru drumul Ardeoan, dar între timp s-au modificat TVA-ul și au trebuit scăzut. De la 24 la 19% s-au dus la 20% TVA-ul. Acum s-a lansat un nou program, tot pe PNDL, a apărut în monitor oficial pe 16 februarie, termenul de punere a proiectului se pune pe 16 martie și eu de fiecare dată știți destul de bine că veneam să datorii, am depus. Acum sper să nu-și mai bagi nimeni coada și să, măcar, unul din cele două proiecte să le prindem, nu. Și principalul e podul la Leontinești. Poate cu ajutorul Dumnezeu să reușim să finalizăm lucrarea aia, că e o lucrare începută de 11 ani. Așa o chestie situație. Bun. Mulțumim pentru intervenția domnului primar. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Domnul Sandu. Da, mă bucur foarte mult de materialul prezentat de doamna Luminița pentru modernizarea drumurilor de 4.000 și ceva de metri liniat, parcă nu? Da, și ce n-am zis, probabil, în lateral și pe parte și în alta, nu am nimic împotrivă. Mulțumesc! Supunem la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru
Cine este împotrivă, dacă se abține cineva. Nu. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție reconstruire port beton armat peste drumul Tazlău Sărat pe DC178, satul Întinești, comuna Ardeaș, județul Bacău. Aviz comisiile reunite. Domnul Alexandru, președintele Comisiei de Specialitate, prezintă avizul comisiei. Comisiile reunite propune adoptarea în forma prezentată de izbutie, avizând favorabil. Dau cuvântul doamnei Rus Laura, consilier asistent pentru a prezenta raportul de specialitate. Referat de specialitate pentru aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție, reconstruire port beton armat peste ruta 2 Sărat. PDC 178. Având în vedere legea administrației publice locale 215/2001, republicată, stabilește în sarcina autorităților administrației publice locale competențe legate de dezvoltarea economică socială și de mediu al localităților, realizarea lucrărilor și luarea măsurilor necesare cofinanțării, prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecției mediului și a gospodăriei apelor, a serviciilor furnizate cetățenilor, în conformitate cu prevederile articolului 36, alineatul A, litera D, din legea 215/2001, în exercitarea atribuțiilor sale, Consiliul Local aprobă la propunerea primarului documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local în condițiile legii. Articolul 44 din legea 273/2006 privind finanțele publice locale prevede că documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, se aprobă către autoritățile deliberative. Privind modul de finanțare a investiției, documentația urmează a fi înaintată pentru a primi finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală, care se derulează în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale Administrației Publice Locale, conform prevederilor articolului 7 din Ordonanța de Urgență 28/2013, tipurile de obiective de investiții, categoriile de lucrări și cheltuieli care se finanțează în cadrul fiecărui domeniu specific prevăzut aliniatului 1, sunt stabilite prin norme metodologice de aplicare ale Programului Național de Dezvoltare Locală, au fost aprobate prin Ordinul Ministerului Dezvoltării, numărul 1851/2013, conform prevederilor articolului 8, alineatul 3. Din acest ordin, categoriile de cheltuieli aferite obiectivelor de investiții noi, care nu se finanțează prin program și se finanțează exclusiv de către beneficiari, sunt cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului, studii de fezabilitate, documentații de avizare a lucrărilor de intervenții, studii de teren, studii de specialitate, expertize tehnice și sau audit energetic, asistență tehnică, consultanță, taxe pentru obținerea de avizii, acorduri, autorizații, organizarea procedurilor de achiziții, activene corporale, cheltuieli conexe, organizări de șantier, comisioane, cote, taxe, costuri, credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar. Suma aferentă la aceste cheltuieli care se suportă de unitatea noastră este de 92.168 de lei din valoarea totală a investiției. Propun spre aprobare Consiliului Local, asigurare cofinanțării obiectivului de investiții, reconstruire pod beton armat, peste râul Tazlău Sărat, PDC 178. Mulțumim, doamne Rusulava. Dacă dorește cineva să ia cuvântul, haideți să spunem câte cuvânt. Este normal, pentru continuarea lucrărilor pentru acest pod, care este de importanță locală, dacă altă soluție nu există, n-avem ce face decât să suportăm aceste costuri pentru a putea fi demarată procedura de construire acestui pod. Mulțumesc. Dacă mă dorește cineva să facă. Dacă nu supunem la vot, proiectul de hotărâre în forma prezentat. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține și ea. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiții, modernizare drumuri locale, comuna Ardeaș, județul Bacău. Aviz comisiilor reunite. Doamna Anica Gabriela, președintea Comisiei de Specialitate, prezintă avizul comisiilor reunite. Mulțumesc. Dau cuvântul doamnei Rusu Laura, consilieră asistent pentru a prezenta raportul de specialitate. Capul de specialitate pentru aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții, modernizarea drumurilor locale, localitatea Ardeaș, comuna Ardeaș, județul Bacău. La fel ca și la punctul anterior, este vorba de același cadru legislativ. Pentru aprobarea cofinanțării trebuie să suportăm aceleași cheltuieli. Suma aferentă acestei lucrări, care trebuie să suportăm noi, este de 97.044 lei din totalul investiții. Propun spre aprobarea Consiliului Local.
obiectivul de aprobarea cu finanțări pentru modernizarea drumurilor locale, localitatea Ardelean, în Ardelean, Piesa. Mulțumim, doamne Rusu. Dacă dorește cineva să cuvântul, domnul Sandu. Da, sunt de acord cu proiectele prezentate de doamna Rusu Laura. Nu am nimic de vorbit. Mai dorește cineva să cuvântul? Atâta, mai spunem două vorbe, atât timp cât și aceste drumuri trebuie să refăcute, trebuie să urmăm aceeași procedură. Mulțumesc. Dacă nu mai are nimeni de spus, supunem la locul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru, cine este împotrivă, dacă se abține cineva. Nu știu tot follow-up, nu? Supunem în discuție și analiză Consiliul Local raportul de follow-up înregistrat sub numărul 2010 din 20-a 2016, a Camerei de Conturi, dacă dau cuvântul doamnei Rusu Laura, consilier asistent, pentru a prezenta raportul de Curții de Conturi. Deci, în decembrie 2016, au venit un control pentru verificarea modului de ducere la îndeplinire a deciziei numărul 14 din 14.5.2012 și s-a emis, în urma acestui control, decizia numărul 14 din 27.1.2016, prin care Curtea de Conturi ne acordă prelungire până la 28.4.2017 a termenului pentru un singur punct care nu s-a implementat, acela fiind entitatea a achiziționat diverse articole de îmbrăcăminte și încălțări de la Selectcom Moinești, pentru care s-a decontat suma de 42.780 lei. Achiziția s-a făcut în baza contractului colectiv de muncă din numărul 88 din 9.2.2007. Primarul Comunei Ardeoane a emis dispoziții pentru recuperarea sumelor, dispozițiile între numărul 118-131 din 31.7.2015 și s-a contestat la Tribunalul Bacău, secția 2 civilă, prin dosarele 2949, 2950, 2951, 52 și 53. Procesul a fost câștigat de angajați, dar se află pe rolul instanței de judecată recursul acestora. Sperăm până pe termenul dat Curții de Conturi să avem termen și să finalizez și acest punct. Da. Mai bine. Mulțumim, doamne Rusu. Dacă sunt întrebări în discuții pe marginea raportului, dorește cineva să ia cuvântul. Sperăm să se ducă la îndeplinire ceea ce este făcut. Mulțumim. 2. Referat numărul 1278 de 20.02.2017, doamna Maternă Cristina. Conform articolului 1, aliniatul 1 din Ordonanța de Urgență 193 din 2002, privind introducerea sistemelor moderne de plată, actualizată prin legea 209 din 9.11.2016, operatorii economici, furnizori de servicii de utilitate publică, precum și instituțiile publice care încasează impozite, taxe, amenzi, dobânzi, penalități de întârziere, penalități de și alte obligații de plată, au obligația să accepte încasări și prin intermediul cardurilor de debit și al cardurilor de credit. Propun aprobarea introducerii sistemului modern de plată și a achiziționării unui terminal POS pentru primăria Comunei Ardeoa, județul Bacău, prin intermediul căruia se pot achita obligațiile de plată cu carduri. Dacă sunt întrebări, o discuție? Da. Sunt de acord cu... Poți să spunem prin card? Asta la bătrâni, de card. Da, este normal. Nu suntem obligați prin lege să ne adevărăm acest sistem de card. Deci, unii lege nu-i tocmeală. Unii lege nu-i tocmeală. Sunt de acord. Este normal și firesc să introducem o formă, dacă sunt și obligați de lege. Da, o să fie mai greu pentru bătrâni, dar sperăm pentru cei tineri și... Noi au cheșeșuri. Au cheșe. Da. Domnul Cerbu? Deci eu vreau să spun că, într-adevăr, sunt de acord, nu e nicio problemă, dar... deci nu te obligă neapărat fiecare cetățean să vină cu card. Deci numai dacă ai, dacă ai, este unul vine la magazin și îți vine cu un card și tu nu i-ai acordat. Da, ești sancțiune. Așa? Este sancțiune. Deci o ții aparatura, o ții în vitrină și până a venit la unul la Ardioan cu cardul, eu cred că durează mult. Barsa. Vă scuzați. Și rămâne învățat cu banii cheie și la buzunar, știi? Îți ia cardul să-l brunea. Dacă am terminat întrebările și discuțiile, 3. Referat numărul 1323 de 21.02.2017, doamna Maternan Cristina. Da. Rog spre aprobarea realizării unei pagini noi de web pentru Comuna Ardeoan, județul Bacău,
în vederea publicării, gestionării și actualizării informațiilor de interes public, întrucât pagina cea veche de web a fost și parte de hacker de, și nu mai poate fi utilizată. Deci voi să decardul sau ce spune dumneavoastră, hacker. Deci în vederea publicării, gestionării și actualizării informațiilor de interes public, adică tot ce se hotărăște în ședințele de Consiliu, tot ce se întâmplă la nivel de comună să poată fi publicat și... Deci, scurt, oricine poate să acceseze această pagină, să vadă exact ce se întâmplă și care sunt noutățile, nu? Da. Noi am avut pagină, da? Da, și a fost... A fost hăcărit. Mai sunt și alte discuții? Dacă nu, fiind epuizate toate problemele la ordinea de zi, declar închisă...